Am ales să vă citesc din Cartea Proverbe, din Cartea Înțelepciunii. Nu știu despre voi, dar parcă atunci când vine vorba de înțelepciune, eu nu simt că n-am destulă înțelepciune niciodată. Întotdeauna mai loc de puțină înțelepciune. Și Cartea Proverbe reușește să facă asta, să ne transmită multă înțelepciune în cuvinte puține. Practic asta și înseamnă cuvântul proverb din latină, proverba, în loc de multe cuvinte. Și când deschideți în Cartea Proverbe, chiar la mijlocul acestei cărți, și vă invit să deschideți cu mine la Proverbe 16, în mijlocul cărții Proverbe se află un subiect foarte important pentru noi, și anume subiectul planurilor noastre. Și Dumnezeu. Dumnezeu și planurile noastre. Și în seara aceasta aș vrea să vedem ce legătură există între ele. Și cum se împacă cele două. Și cum ne putem descurca în viața aceasta și atunci când ne pregătim pentru viitor și știm că avem și un Dumnezeu care coordonează. Și titlul predicii mele, titlul mesajului meu pentru voi este acesta, Dumnezeu și planurile noastre. L-am pus pe Dumnezeu primul pentru că, după cum deja s-a și anticipat aici, deși noi decidem, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și vreau să citesc pasajul acesta și apoi vom încerca să-l înțelegem împreună și să-l explicăm și să-l aplicăm. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și frica de Domnul și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe frășmașii lui. Mai bine puțin cu dreptate decât venituri mari cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar cine îndreaptă pașii? Domnul îi îndreaptă pașii. Aș vrea acolo cum ești așa așezat să închizi ochii și vreau să mă rog. Tată din ceruri, cer înțelepciunea ta peste mine și peste acest cuvânt și peste tinerii care sunt aici. Tu care îi cunoști și știi frământările lor și inima lor și nevoia lor, mă rog ca în seara aceasta Tu să ne vorbești, Doamne. Dă-ne înțelepciune și totuși dă-ne, Doamne, curajul de a încerca să Te înțelegem și să explicăm ceea ce putem înțelege din ce Tu ne-ai descoperit. Și mă rog ca acest mesaj să fie din partea Ta și să fie din cuvântul Tău, care este hrana noastră. Folosește-Te de mine și de gândurile mele și dă-mi claritate în gândirea mea și în vorbirea mea, ca tot ce facem să fie spre slava Ta și spre maturizarea noastră. Mă rog în numele Lui Iisus. Amin. Nici nu știu dacă are sens să vă întreb dacă aveți planuri. Cred că fiecare dintre voi aveți și fiecare avem planuri. Timp n-avem întotdeauna, dar planuri. Sau bani n-avem întotdeauna. Sau putere n-avem întotdeauna, dar planuri. Avem multe planuri. Și părinții voștri au planuri. Și îmi dau seama că există atâtea feluri în care planificăm și atâtea feluri de planuri pe care le avem. Avem planuri pe termen scurt și pe termen lung și planuri ce au legătură cu banii și cu cariera. De ce nu cu slujirea? Avem planuri pe care le spunem la alții, avem planuri pe care nu spunem la nimeni. Și dacă ești căsătorit, ți-o fi zis soția, nu zice, nu zici la nimeni, secret. Avem multe planuri. Și cumva sunt unii care cred că n-ar trebui să avem.
Există pasaje în Biblie înțelese greșit de unii, cumva că ori ai credință, ori ai planși. Este o situație de ori-ori. Dar realitatea este că Dumnezeu nu este împotriva planurilor noastre. Este bine că avem planuri, este bine că aveți planuri. Nicăieri în Biblie, Biblia nu condamnă planificarea, pregătirea, organizarea. Dimpotrivă, Biblia recomandă pregătirea, planificarea, organizarea. E bine că ne pregătim pentru viitor. Este adevărat că a te îngriji uneori de viitor se poate transforma în îngrijorare. Un tânăr prin Spania, l-am întâlnit pe undeva prin Spania și mi-a zis: frate, dacă vreodată mă vezi la biserică și cu fruntea încruntată, poate fi din două motive. Ori am păcătuit, ori mă îngrijorez. O să văd dacă vezi careva fruntea încruntată. Așa este. Uneori ne îngrijim de viitor, dar ne și îngrijorăm. Cum va fi, cum voi face, ce voi face, cum voi reuși ce mi-am propus. Am întâlnit pe un om care, fiind întrebat de cei din jurul lui despre planurile lui, omul acesta evita ca să spună ce planuri are și dacă are, până când într-un moment de sinceritate, cei din jurul lui tot insistând: zine, frate, planurile tale. Omul foarte sincer a zis: măi, zice, adevărul e că planul meu este că n-am niciun plan. Domnul e cu planurile, a zis el. Și când ai niciun plan, se cam vede că n-ai niciun plan. Mai încurci pe aia care le-au. Există oameni care merg în viață cu filozofia asta. Dacă am credință, n-am nevoie de planuri. Biblia spune că avem nevoie și de credință în inima noastră și de un plan în mintea noastră. Și aș putea să vă dau multe exemple acum, dar n-am să o fac. Și vreau să vă prezint doar două argumente în introducere, că nu e o greșeală să avem planuri. Și primul este că însuși Dumnezeu are un plan. Dumnezeu este un gânditor, Dumnezeu este un strateg, Dumnezeu este o minte organizată. Dumnezeu, zice Biblia, este un Dumnezeu al orânduielii. De fiecare dată când planifici, când pregătești, când gândești, când te îngrijești, de fiecare dată când ești organizat și organizat asemeni cu Dumnezeu, Dumnezeu însuși are un plan. Dar de asemenea aș vrea să spun că un plan face diferența. Cei mai productivi oameni pe care îi cunosc, oamenii cei mai prolifici, oamenii care au realizat cele mai multe lucruri, sunt oamenii care au avut un plan. Și cred că multe familii ar arăta mult mai bine dacă ar avea un plan. Dacă ar avea un plan pentru familia lor, dacă ar avea un plan pentru copiilor. Cred că mulți tineri, și poate chiar tu, mulți tineri ar realiza mult mai multe lucruri în viața lor dacă ar avea un plan pentru viața lor. Din păcate, pentru mulți, viitorul înseamnă o să vedem ce va fi și cum va fi. Treacă o zi, vin alta. Multe biserici cred că ar fi mult mai eficiente în misiunea lor dacă ar avea un plan. Mulți slujitori ar fi mult mai eficienți în slujirea lor dacă ar avea un plan. Cred că un plan face diferența. Și de asemenea, aș vrea să spun pe de altă parte că, într-un sens, nimeni nu scapă de planuri. Pentru că cine nu face azi un plan de bună voie, mâine va face unul de nevoie. Dacă astăzi nu faci un plan pentru viața ta, ca și tânăr, vei face unul de nevoie când viața ta va întâlni o dificultate. Ca să ieși din dificultatea aceea, vei începe să planifici. Dacă nu faci un plan pentru familia ta, vei face unul de nevoie când vei fi într-o încurcătură în familia ta și te vei gândi cum să scapi. Dacă nu faci un plan pentru biserică, pentru slujire, pentru ce ți-a încredințat ție Dumnezeu, vei face unul când te vei trezi într-o criză a slujirii. Într-un sens, vedeți, nimeni nu scapă de planuri. Întrebarea este dacă le facem acum ca să dăm direcție sau le facem mai încolo ca să ieșim din momentele dificile ale vieții noastre. Și vreau să vorbesc despre planuri astăzi. Mai exact despre cum se implică Dumnezeu în ele. Și cum vede Dumnezeu planurile noastre. Și cum putem împăca aceste două. Și am să vă spun câteva idei care deja s-au amintit aici. Și le vom dezvolta împreună și explica împreună și vedea în Scriptură împreună. Și vreau să vorbesc despre trei lucruri. Odată despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și anume că Dumnezeu este suveran peste planurile noastre.
Și apoi vreau să vedem în al doilea rând că succesul în ochii lui Dumnezeu arată altfel de cum arată în lumea noastră și câteodată poate mintea noastră. Și apoi, în al treilea rând, în ultima parte, vreau să vedem împreună o strategie, cum putem să planificăm și să ținem cont de lucrurile astea. Și deci, în primul rând, suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran peste planurile noastre. Ce înseamnă că Dumnezeu e suveran? A fi suveran înseamnă că Dumnezeu stăpânește, înseamnă că Dumnezeu domnește. Înseamnă că Dumnezeu guvernează întreaga creație. Înseamnă că de la cel mai mic lucru, de la furnicile, de la firul de iarbă, de la păsările de pe cer, până la stelele care sunt în univers, Dumnezeu guvernează întreaga creație. Înseamnă că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu tot timpul și din totdeauna și pentru totdeauna. Asta înseamnă că Dumnezeu este suveran. Înseamnă că El este creatorul, susținătorul, proprietarul și stăpânul acestei lumi. Înseamnă că El are ultimul cuvânt. Înseamnă că nu există, vorba cuiva, un fir de nisip în lumea aceasta care să se miște de capul Lui. Înseamnă că tot ce se întâmplă este fie înfăptuit de Dumnezeu, fie îngăduit de Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu este suveran. Și ce spune Proverbe 16 este că Dumnezeu are ultimul cuvânt nu doar în creația aceasta, ci și în privința planurilor noastre. Și cu atât mai mult dacă suntem creștini. Cu atât mai mult dacă suntem copiii Lui. Înseamnă că Dumnezeu este Cel care coordonează întreaga noastră viață, inclusiv planurile vieții noastre. Înseamnă că noi plănuim, dar Dumnezeu permite ce se întâmplă. Înseamnă că noi avem în inima noastră unele dorințe, dar Dumnezeu este Cel care, în cele din urmă, determină ce se întâmplă cu dorințele vieții noastre. Și vreau să vă și citesc primul verset, da? Primul verset. Uite ce zice Biblia, te rog să le și afișezi acolo, este deja afișat. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Ce spune versetul ăsta, NTR, noua traducere, spune: intențiile inimii aparțin omului, dar răspunsul limbii este de la Domnul. Ce spune versetul ăsta aici este că e o diferență între dorințele inimii mele și deznodământul lucrurilor. Între ce doresc în inima mea. E o problemă că doresc în inima mea unele lucruri? Nu. E o problemă că vreau unele lucruri? Nu. E o problemă că am unele preferințe pentru viitorul meu? Nu. Este o greșeală că doresc ca viața mea să meargă într-o anumită direcție? Nu. Biblia spune, dorințele atârnă de om. Dorințele din inima ta sunt rezultatul faptului că Dumnezeu te-a creat cu inteligență, Dumnezeu te-a creat cu libertate, Dumnezeu te-a creat capabil să vrei anumite lucruri, Dumnezeu a vrut ca tu să vrei anumite lucruri, dar există o diferență între dorințele inimii tale și, formulează aici înțeleptul, răspunsul pe care îl dă gura. Sau ce ajung să spun că s-a întâmplat până la urmă. Înțelegeți? Deznodământul lucrurilor. Acum, nu mă refer la momentele în care nu mi-am făcut partea mea și apoi dau vina pe Dumnezeu. Nu mă refer la momentele în care ai vrut să te înscrii la facultate și n-ai învățat și ai căzut și ai zis, păi n-o vrut Domnul. Nu mă refer la momentele. Mă refer la momentele în care ți-ai făcut partea ta. Ai dorit un lucru, ai făcut partea, ai pregătit, ai planificat, ai organizat, ai făcut tot ce ținea de tine ca să faci și totuși deznodământul lucrurilor față de dorința inimii tale a fost total diferit. Și atât de importantă e ideea asta. Știți de ce? Pentru că avem uneori impresia că Dumnezeu stă cumva pe tronul Lui și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, venim înaintea Lui cu planurile noastre gata, ambalate și împachetate și ne-am rugat și am postit 10 zile și venim la Dumnezeu și spunem, no, Doamne, sunt aici, sunt gata, deja pregătite, numai să le binecuvântez. Și unor o face. Altor o face pe jumătate. Altor o face pe un sfert. Altor există o mare diferență între ce dorim în inima noastră și deznodământul planurilor noastre. Și unii dintre voi poate sunteți în unele momente în viața voastră că sunteți într-un loc total diferit și neașteptat de cum v-ați fi așteptat, ce ați fi dorit și v-ați pregătit. Poate familia ta, poate părinții tăi sunt într-un loc total neașteptat, deznodământul lucrurilor a fost total imprevizibil.
Cum explicăm asta ca și credincioși? Exact ce zice aici Biblia. Una e ceea ce dorim, altă ce se întâmplă. Și diferența se explică prin faptul că Dumnezeu intervine și uneori determină că viața noastră să ia o altă direcție. Unii se gândesc, măi, e cam greu cu pocăiții. E cam greu să fii pocăiți, să fii așa Dumnezeu. Dar stai liniștiți. Valabil și pentru tine, dacă ești aici. De fapt, proverbul ăsta se aplică cel mai bine unui păgân. Pot să vă spun și numele lui? Balaam. Balaam, zice Biblia, că era un vrăjitor care a fost chemat de un rege pe nume Balac ca să blesteme poporul evreu călătorind spre țara Canaan, și Balaam vine și știa blestemul și urma să fie plătit pentru blestem, și zice Biblia că în cele din urmă ajunge și vrea ca să blesteme poporul acesta, pe gura aceasta pe care trebuia ca să iasă blestem a ieșit ce? Binecuvântare. Și apoi au schimbat muntele, și-au schimbat locul, și-au schimbat strategia, dar de 4 ori, zice Biblia, în loc ca să fie blestem, a ieșit binecuvântare. De ce? Pentru că planurile pe care le face inima ține de om, dar ce se întâmplă, răspunsul pe care îl dă gura vine de la cine? De la Dumnezeu. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ce bine că are Dumnezeu ultimul cuvânt. Pentru că Dumnezeu nu are doar ultimul cuvânt, El are și cel mai bun cuvânt. El are și cel mai potrivit cuvânt, are și cel mai sfânt cuvânt, are și cel mai drept cuvânt, și cel mai înțelept cuvânt. El are ultimul cuvânt, înseamnă că El este suveran. Spurgeon spunea că suveranitatea lui Dumnezeu este perna pe care adorm seara. Să știu că viața mea nu este în mâna stelelor. Viața mea nu este în mâna norocului și a întâmplării. Viața mea nu este nici măcar în mâna diavolului. Viața mea nu este nici măcar în mâna mea, ci viața mea este în mâna lui Dumnezeu. Asta vrea să zică Biblia și asta crezi și tu, sau ar trebui să crezi și tu dacă ești credincios. Că Dumnezeu este suveran peste planurile vieții tale. Și asta n-ar trebui să te sperie. Și vreau să vă explic în continuare ce înseamnă practic această suveranitate prin următoarele versete. Înseamnă că Dumnezeu vede mai mult decât tine, înseamnă că El poate mai mult decât tine, și înseamnă că El a inclus mai mult decât ai făcut-o tu în planurile tale. Ar trebui să te bucuri că Dumnezeu este suveran, pentru că odată El vede mai mult decât tine. Uite ce spune al doilea verset. Toate căile omului sunt curate în ochii Lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Ce vrea să spună aici Solomon este că tu și eu nu vedem toate lucrurile. Înseamnă că ochii mei fizici nu văd toate lucrurile. Înseamnă că ochii minții mele nu văd toate lucrurile, nu înțeleg toate lucrurile. Înseamnă că există unele lucruri pe care eu nu le văd, nu le percep, nu le realizez, nu le conștientizez. Înseamnă că pot fi momente în viața mea în care e foarte ușor ca cineva să mă amăgească pe mine. Dar mai mult decât atât, sunt momente în viața ta în care e foarte ușor ca tu să te amăgești pe tine singur. Să spui, uite, drumul ăsta e bun, calea asta e bună, ușa asta e bună. Sunt foarte multe momente în care tu și eu, ca oameni limitați, cu o minte limitată, cu o perspectivă limitată și îngustă, ne putem păcăli pe noi. Și știți cât de ciudați suntem? Atât de ciudați suntem că atunci când alegem rău, pentru că vrem să mergem pe un anumit drum, ne și justificăm drumul rău pe care am mers. De-aia zice Biblia, n-am citit versetul ăsta, zice că multe căi se par bune omului. Dar la urmă, zice, ele duc unde? La moarte. E atât de ușor ca în viața asta să fii amăgit sau să te amăgești tu singur. Dar vestea bună care este? Tu ca și copil credincios, ca și tânăr credincios, tu spui, Doamne, Tu ești suveran peste planurile vieții mele, asta înseamnă că Tu vezi mai mult decât mine. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că atunci când vrei să faci un lucru, tu știi ce vrei să faci, Dumnezeu știe de ce vrei să faci ce vrei să faci. Și Dumnezeu știe unde te va duce dacă te va lasă să faci ce vrei tu să faci. Asta înseamnă. Înseamnă că dacă îți face cineva o ofertă, tu auzi ce spune sau vezi ce scrie pe foaie, Dumnezeu vede ce e în inima lui. Dumnezeu vede ce urmărește. Dumnezeu vede unde te va duce alegerea ta peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Asta înseamnă când spune Biblia că toate căile scurate în ochii noștri, adică le justificăm, dar Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Cercetează. Un sinonim este Dumnezeu cântărește.
Dumnezeu cântărește ocaziile, Dumnezeu cântărește locurile, Dumnezeu cântărește ofertele, Dumnezeu cântărește ce ți se pune înaintea ta și înaintea mea și alege. Nu mă lasă de capul meu. Dumnezeu direcționează viața mea. Nu cred nici în vești bune, nu cred nici în vești rele, nu cred că... Cred că foarte ușor ne amăgim. Frate, să vezi ce veste bună, de unde știi că e bună? Multe lucruri bune s-au dovedit a fi rele. Frate, ce veste rea, de unde știi că e rea? Multe lucruri rele s-au dovedit a fi bune. Mai aud, ce binecuvântare, măi, ce binecuvântare, și apoi peste un an zice omul, nu, mai bine nu mai era binecuvântarea asta, că nu mă ne certam. Sau câteodată te uiți în viața ta și spui, vai, ce nenorocire. Ce nenorocire, cum va fi? Și apoi Dumnezeu te binecuvântează atât de mult prin aparenta nenorocire încât o mulțumești lui Dumnezeu și mulțumești. De ce? Pentru că Dumnezeu vede mai mult, Dumnezeu cântărește cu adevărat mai mult. Vede dincolo de ochii tăi și înțelege dincolo de mintea ta limitată. El știe cu adevărat lucrurile bune și lucrurile rele. El știe cu adevărat. Dar de asemenea, Dumnezeu... Vreau să spun ceva aici, înainte de a trece mai departe. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ușile închise. Știu că atunci când ni se închide câte o ușă, suntem atât de supărați și atât de frustrați și necăjiți și am rupe dacă putem ușa ca să intrăm, dar vreau să spun ceva, dacă Dumnezeu închide o ușă în fața ta, mulțumește-i, de ce? Știe Dumnezeu de ce o face. Peste ani de zile vei fi fericit și bucuros că Dumnezeu a închis ușa, a pus bariera, că Dumnezeu nu te-a lăsat să mergi mai departe, că a văzut Dumnezeu mai mult decât tine. Dar asemenea, suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu poate mai mult decât poți tu. Înseamnă că tu nu ai de fapt putere să-ți duci la îndeplinire planurile tale. Uite ce spune versetul 3, următorul verset. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Când îți vor izbuti planurile? Când îți vor reuși planurile? Când le ții mâinile tale? Nu. Când le pui în mâna Domnului. Când înțelegi că, de fapt, tu, prin tine însuți, n-ai puterea de a-ți duce la îndeplinire planurile tale, încredințează. Și cuvântul ăsta, verbul ăsta, sensul verbului încredințează este a transfera ceva greu. E imaginea unui om care poartă în spate un sac, care poartă o povară și nu știe unde să o pună. Și la un moment dat vede pe cineva mai puternic decât el și spune, vai, ce bine că te-am întâlnit, ia tu sacul ăsta, ia tu povara asta. Asta vrea să spună aici Solomon. Ce tu ți-ai propus este mai mult decât poți tu singur să realizezi. Pune-le în mâna cuiva care e mai puternic decât tine. Acesta este Dumnezeu. Când să le pui? Păi normal, Doamne, la 18 ani. Uite ce ați observat. Timpul verbului e prezent, încredințează-le, mereu încredințează-le, asta e ideea. Încredințează-le când încep facultate, încredințează-le la mijlocul facultății, încredințează-le la finalul facultății, încredințează-le când te apuci de muncă, încredințează-le când înainte să te căsătorești, când te căsătorești, după ce deja ai experiență în familia ta. Întotdeauna e un moment bun să-ți încredințezi planurile tale înainte, Domn. Asta vrea să spună versetul ăsta. Odată Dumnezeu vede mai mult decât tine, de aceea închide sau deschide unele drumuri și apoi Dumnezeu este mai puternic decât tine și mai puternic decât mine. Eu mâine știu unde ar trebui să ajung. Am la ora 1 mormântare și apoi sâmbătă altceva și duminică altceva. Știți cât pot face din ce mi-am propus? Nimic. Prin puterea mea. Am să ajung acasă dacă vrea Dumnezeu. Și am să mă trezesc dimineață dacă vrea Dumnezeu. Și am să slujesc mâine dacă vrea Dumnezeu. Înțelegeți ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu? Înțelegeți ce spune Biblia când spune încredințează-ți lucrările în mâna Domnului? Dumnezeu e suveran, adică El vede mai mult, dar practic El este Cel care poate duce planurile tale, oricare ar fi ele, la îndeplinire. Voi face doar ce Dumnezeu îmi dă putere ca să fac. Așa cum spuneau oamenii mai demult pe la sat, știu că nu se mai spune la oraș, dar pe la sat spuneau oamenii când se întâlneau la colțuri, la intersecții, Doamne ajută! Pentru că nu poți face dacă Dumnezeu nu ajută. Dacă Dumnezeu nu dă putere. Și mai e ceva aici. Suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu a inclus în planul lui mai mult decât a inclus tu.
El are un plan atot cuprinzător. Uite ce spune Biblia aici, versetul 4. Ați observat că le luăm pe rând, da? Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Adică planul lui Dumnezeu este perfect. Planul lui Dumnezeu include toate. Planul lui Dumnezeu include toate aspectele vieții și a istoriei, toate scenariile. Planul lui Dumnezeu este atot cuprinzător. Noi n-am inclus pandemia în planurile noastre. N-am inclus cutremure, n-am inclus două războaie. Cine știe câte lucruri rele vor mai fi în lume și în Europa pe care noi nu le-am inclus în planurile noastre. Și poate tu treci prin niște momente în care s-au întâmplat unele lucruri rele în viața ta, familia ta, care te-au luat pe neașteptate, pe nepregătite și nu te-ai gândit la ele, nu te-ai aștepta la ele și nu le-ai inclus. Dar știi cine le-a inclus? Dumnezeu le-a inclus. Asta înseamnă că e Dumnezeu suveran. Și acum, evident, aici e o problemă foarte spinoasă și foarte complexă, problema răului. Ce vrea să spună versetul acesta? Domnul a făcut toate pentru o țintă sau toate cu un scop, chiar și pe cel rău. Nu înseamnă că Dumnezeu a făcut rău. Dumnezeu nu este autorul răului. Dumnezeu nu-i face pe oameni răi. Dar înseamnă că Dumnezeu are un plan care este atât de perfect încât a inclus în planul lui și răul. Sau ca să citez, el nu-i autorul răului, dar este arhitectul unui plan care include și răul. Biserica Lumina este o biserică recent deschisă în orașul Oradea. Prima noastră mormântare a fost mormântarea liderului nostru de închinare, Nati, la 23 de ani. La aproape un an de zile de când s-a deschis biserica asta. N-am inclus în planurile noastre. A doua noastră mormântare a fost un copil de un an de zile, care de pe o zi pe alta s-a îmbolnăvit, s-a agravat și a trecut în veșnicie. Nu am inclus asta în planurile noastre, nici n-aveam cum să o facem. Însă în suveranitatea lui Dumnezeu am crezut că cel care a inclus toate e Dumnezeu. Dumnezeu nu are planul B. Asta înseamnă asta. El nu are un plan de rezervă. Dumnezeu nu recalculează traseul. Dumnezeu dintotdeauna l-a inclus pe toate, dintotdeauna. Inclusiv răul care e în momentul acesta, în viața ta. Înseamnă că Dumnezeu a permis răul, Dumnezeu se folosește de rău înspre binele nostru și spre gloria Lui. Exact ce spune Geneza 50, când frații lui Iosif vin înainte lui Iosif, vă amintiți ce îi spune Iosif fraților lui? Voi ați vrut să-mi faceți rău. Și chiar l-au făcut. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ei au făcut ce au vrut și prin răul lor Dumnezeu a făcut planul lui și voia lui și binele pe care le-a urmărit. Și vreau să spun astăzi, nu te panica, nu te neliniști, nu te agita, nu îți pierde credința, nu îți pierde nădejdea. Viața are multe surprize de felul acesta. Deseori ca pastor ajung în unele familii și părinții întreabă, uite, s-a născut copilul nostru bolnav, de ce s-a întâmplat așa? Suntem șocați deseori de lucrurile rele care apar în viața noastră. Dar întotdeauna ceea ce ne dă liniște este că El este suveran. Credeți lucrul ăsta? Puteți să spuneți amin. Amin înseamnă așa să fie sau așa este. Dumnezeu este suveran. Dar de asemenea, punctul 2 la predicii mele este despre succesul planurilor noastre. Dacă El e suveran peste planurile noastre, dacă El poate mai mult și vede mai mult și înțelege mai mult și include mai mult, hai să vedem cum arată succesul în ochii lui Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu. Pentru că îi una ce spune Timișoara în 2024 că e succes. E alta ce spune Biblia. Ce înseamnă avea succes? Cum începe succes? Și primul verset, versetul 5, ne spune despre smerenie și anume că succesul începe cu smerenie. Uite ce spune înțeleptul. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât ea nu va rămâne nepedepsită. Cu alte cuvinte spune Solomon, vrei să ai succes în realizările tale, în planul vieții tale, în ce ți-ai propus, fii smerit. Fii smerită. Fii o familie smerită.
Fii un tânăr, fii o tânără smerită. Succesul în ochii lui Dumnezeu începe cu ce? Nu cu mândrie, ci cu smerenie. Ai grijă, practic, spune Solomon, ai grijă la mândrie. Ce este mândria? Mândria este o părere exagerată despre sine. Mândria înseamnă a nu te vedea așa cum ești, ce înseamnă a te vedea mai sus decât ești. Mândria înseamnă a te vedea mai puternic decât ești, mai capabil decât ești. Mândria înseamnă a te vedea mai suficient decât ești, mai puternic decât ești, mai tare decât ești. Mândria este opusul versetului 3 care zice: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Omul mândru n-are de ce să își pună planurile în mâna Domnului pentru că el poate. Singur. El va reuși. El știe cum. El știe pe cine să sune. El știe cum să se miște. El știe cum să-și facă viața ca să reușească. Dumnezeu zice, vrei ca să ai succes? Fii smerit. Ori le ții mâinile tale și o faci pentru că ești mândru, ori le pui în mâinile mele și o faci pentru că ești smerit. Și vedeți, lucrul ăsta vine în contrast cu ce se predică astăzi. Și cu ce se predică afară și câteodată, din păcate, și cu ce se predică înăuntru. Parcă tot mai multe predici devin un fel de discursuri motivaționale, un fel de, hai că poți. Hai să-ți arătăm cum să faci. Dar Biblia zice, tu nu poți. Dumnezeu poate, de aceea tu trebuie să fii smerit. Unul din versetele care le aud deseori citate, foarte cunoscut și foarte frumoase. Este ce spune Apostolul Pavel la un moment dat, zice, pot totul în Hristos care mă întărește. Întrebarea este, vedeți voi, pe ce punem accentul? Punem accentul pe pot? Accentul nu-i pe pot. Știți pe ce este accentul? Accentul este pe în Hristos. Pot în Hristos. Accentul nu este pe eu pot. Accentul este pe pot în Hristos care mă întărește. Pavel zice, sunt în niște circunstanțe grele, dar pot în Hristos. Sunt în închisoare, dar voi reuși în Hristos. Sunt într-o încurcătură, dar pot în Hristos. El mă întărește. Înțelegi? Accentul nu este pe mine, pe eu pot, ci accentul este pe în Hristos. În Hristos pot. Am să ies de aici pentru că Hristos îmi dă putere, nu eu singur. Și asta zice aici, înțeleptul, vrei să ai succes, fii smerit. Fii smerit pentru că omul mândru, spune versetul ăsta, nu o să rămână nepedepsit. Uite ce spune, zice, orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsit. Adică dacă în loc să îi dai glorie lui Dumnezeu, dacă în loc să vorbești despre Dumnezeu, dacă în loc să îl pui pe Dumnezeu în centru, te pui pe tine, vine vremea când toate au o factură în viața ta și în viața mea. Dar pe de altă parte spune versetul implicit că dacă omul mândru nu rămâne nepedepsit, omul smerit nu rămâne nebinecuvântat. Înțelegi? Dacă azi ești smerit, dacă azi tu spui, nu-i vorba despre mine, ci vorba despre Hristos, prin Hristos pot, prin Dumnezeu pot, dacă ești smerit, chiar dacă pare că te ocolește binecuvântarea, binecuvântarea știe adresa ta. Dumnezeu știe unde stai. Dumnezeu știe unde să o ducă și când să o ducă și cum să o ducă. Și implicația asta este, Dumnezeu va binecuvânta viața ta. Eu nu spun să nu fim optimiști, eu nu spun să nu fim oameni pozitivi, eu nu spun să nu fim curajoși, să nu ne încurajăm unii pe alții. Ce vreau să spun este că toate trebuie să aibă în centru pe cine? Pe Dumnezeu. Fii smerit. Succesul începe cu smerenie. Succesul continuă cu sfințenie. Uite ce spune versetul 6. Prin dragoste și credincioșie omul ispășește nelegiuire. Și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe vrășmașii lui. Observați ce zice aici înțeleptul în continuare. Zice, începe cu smerenie succesul, dar urmărește sfințenia în viața ta. Ce înseamnă sfințenia? Sfințenia înseamnă a te abate de la rău, a nu te face vinovat înaintea lui Dumnezeu de lucruri cu care Dumnezeu nu e de acord. Adică teme-te de Dumnezeu. Și vreau să spun ceva. Succesul nu ar trebui să fie scopul vieții voastre. Scopul vieții voastre ar trebui să fie sfințenie.
Pentru că sunt momente în care succesul și sfințenia despart drumurile. Și unul merge încolo și el merge în cealaltă parte. Și trebuie să spui, vreau ca să am succes sau vreau acum să fiu sfânt? În ochii lui Dumnezeu, succesul înseamnă smerenie și succesul înseamnă sfințenie. Asta zice Biblia aici. Oriunde ajungeți în viață, scopul vostru numărul unu este sfințenie. Și de fiecare dată când o să te gândești să-ți cauți un loc de muncă sau ca să intri într-o relație sau ca să accepți o ofertă sau ca să schimbi o țară, ești în voia lui Dumnezeu câtă vreme te sfințești. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Care-i voia lui Dumnezeu? Sfințirea mea. Să fiu asemănător cu Iisus. Atunci ai în ochii lui Dumnezeu succes. Ar trebui să te întreb, dacă mă angajez aici, mă pot sfinți? Pot sluji? Pot să mă aseamăn mai mult cu Dumnezeu? Ajută la asemănarea mea cu Hristos? Sau împiedic asemănarea mea cu Hristos? Dacă intru în relația asta, dacă accept oferta asta, ajută la sfințirea mea sau nu ajută la sfințirea mea? Asta vrea să zic aici înțeleptul Solomon. Ai grijă de sfințirea ta. Asta înseamnă a avea succes în ochii lui Dumnezeu. Și dacă tu ai grijă de curăția ta, promite Dumnezeu aici, El va avea grijă de circumstanțele vieții tale. Uite ce zice Biblia. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașului. Când îi face prieteni? Când încearcă el, când se chinuie el să schimbe circumstanțele? Nu, când el îi concentrat pe a fi plăcut lui Dumnezeu, când el se concentrează pe sfințenie, pe curăție, Dumnezeu, că îi place căile acestui om, va schimba circumstanțele vieții lui. Cum? Dumnezeu schimbă inima omului? Intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu? Nu știu, impactul faptelor lui bune? Poate fi și asta. Văzându-l, se schimbă atitudine față de el? Poate fi efectiv un interes? Cum găsim în Vechiul Testament, când oamenilor lui Dumnezeu le-a mers bine, ăia din jurul lor au vrut să se pună bine cu ei. Nu? În viața lui Avram. Când lui Avram i-a mers bine, cei din jur au vrut să spună bine cu Avram. Asta promite Dumnezeu că va face. Dacă tu ai grijă ca să fii sfânt și ca să fii curat și ca să fii curată, dacă tu ai grijă de ce poți tu face în dreptul tău să fii sfânt, Dumnezeu va avea grijă de ce nu poți tu face. Va schimba ce nu poți tu schimba. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Dar de asemenea, fii statornic. Odată ce ai spus vreau să fiu smerit, odată ce ai spus am să fiu sfânt, nu fă nicio excepție. Mergi pe drum tot timpul în toate și până la capăt. Uite ce spune versetul 8. Mai bine puțin cu dreptate decât venituri mari cu strâmbătate. Ai grijă, tinere, vreau să zic eu, Solomon, compromisul va veni. Când tu ai spus, Doamne, vreau ca în ochii tăi să am succes și tu ești smerit și tu ești sfânt, mai devreme sau mai târziu o să vină o ofertă. Și poate o să vină când, nu știu, când ești obosit, când ești frustrat, când ești la capătul puterilor tale. O să vină într-un moment în care poate te va prinde pe nepregătite, dar mai devreme sau mai târziu ispita de a te compromite, de a nu fi statornic, va veni. În acel moment trebuie să fii statornic. Să nu dorești succesul cu orice preț. Uite ce zice Solomon. Mai bine puțin. Nu mai bine puțin de dragul de a avea puțin. Ci mai bine puțin dacă mai mult înseamnă a fi departe de Dumnezeu. Dacă mai mulți bani înseamnă a fi mai departe de Dumnezeu, mai bine mai puțin bani. Înțelegeți? Asta vrea să spun. Dacă a fi mai departe în carieră înseamnă a fi mai departe de Dumnezeu, mai bine mai jos în carieră, mai bine stau aici, mai bine spun pas. Dacă a fi mai acceptat, dacă a fi mai iubit, dacă a fi mai cum vreți voi, dacă a fi mai mult înseamnă a fi mai puțin asemănător cu Iisus, mai bine mai puțin. Asta înseamnă în ochii lui Dumnezeu avea succes. Vedeți voi, de ce e important să ne antrenăm să fim mulțumitori? Să nu vrei totdeauna să ai mai mult? Mai tare? Mai scump?
Că în momentul în care vine ispita compromisului, tu să spui, mai bine, mai puțin. Vreau să am succes în ochii lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva, tinere. Ce câștigi prin păcat, păcatul se ține legat de lucrul ăla. Banii pe care îi câștigi prin compromis, poziția pe care o câștigi prin compromis, ce câștigi prin păcat, păcatul stă agățat. Și păcatul îți va fura somnul și îți va fura pacea și îți va fura conștiința. Și păcatul tău te va apărâ în fața lui Dumnezeu când vii la biserică și în ziua judecății. De-aia zice Biblia, mai bine mai puțin. Mai bine stabil unde sunt, mai bine am să spun nu. Acum, întrebarea este evident, dacă știm să spunem nu. Ca și student, ca și angajat, ca și prieten. Dacă știm să spunem momentele din viața noastră, nu. Și sunt acum într-un moment în viața mea în care vă mărturisesc, dragi tineri, că mă uit în urmă și mulțumesc lui Dumnezeu nu pentru ce am făcut, ci pentru ce n-am făcut. Pentru momentele în care am spus nu. Pentru lucrurile pe care nu le-am făcut, deși poate eram ispitit să o fac, dar am zis nu. Și dacă pot să fiu azi fericit și binecuvântat, este pentru că privesc în urmă și zic ce bine că nu s-a întâmplat atunci sau nu am făcut. Fiți statornici. Dumnezeu vrea oameni statornici. Asta înseamnă avea succes în planurile noastre. Hai să privim strategia. Cum le se împacă astea două? Voia lui Dumnezeu suverană și implicarea noastră și cum aflăm care e voia lui Dumnezeu? Cum se împacă astea două? Ne rămâne un singur verset, ultimul verset, care spune așa: inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Noua traducere spune: inima omului își plănuiește calea, dar Domnul îi îndreaptă, îi îndrumă pasul. Și vreau de aici, foarte scurt, să vă subliniez câteva idei. Poate ai în fața ta, nu știu, facultate, ai în fața ta finalul liceului, ai în fața ta un loc de muncă, ai în fața ta căsătorie, ai în fața ta plecarea într-o țară sau, nu știu, repatrierea în România, nu știu cine ești și nu știu care sunt nevoile tale, dar vreau să vă spun, bazat pe acest verset, câteva sfaturi, cum împac astea două, suveranitatea lui Dumnezeu și implicarea mea în și să am grijă de mine. Și primul lucru, prima idee este ideea pregătirii. Pregătește-te cât de bine poți. Când ai de făcut un lucru, când ai de luat o decizie, planifică cât de bine poți. Ceea ce Biblia spune aici, plănuiește-ți calea. Fă planul cât de bine poți tu. Adică folosește-te de tot ce ai la dispoziția ta. Dumnezeu ți-a dat minte, folosește-ți minte. Dumnezeu ți-a dat inteligență, folosește-ți inteligență. Dumnezeu a pus lângă tine oameni, întreabă-i. Dumnezeu a pus lângă tine părinți, întreabă-i. Dumnezeu a pus lângă tine pastor, întreabă-i. Dumnezeu a pus lângă tine multe, multe, multe resurse. Uite ce spune Biblia. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Și foarte bine faci. Asta vrea Dumnezeu. Vedeți, o strategie după voia lui Dumnezeu, cu asta începi, cu muncă, planifică cât de bine poți tu, fă-ți partea ta, documentează-te. Înainte să iei o decizie, fă-ți un plan, fă-ți temele cât de bine poți tu. Îngustează-ți opțiunile și asta o faci tu folosindu-ți inteligența și resursele care sunt lângă tine. Planifică, se gândește, dar apoi zice, al doilea cuvânt e cuvântul roagă-te. Și anume, vorbește cu Dumnezeu despre planurile tale. Când din o mie de posibilități, folosindu-te de atâtea lucruri pe care le-a pus Dumnezeu, ai ajuns la 10 variante, roagă-te. Și vorbește cu Dumnezeu despre planurile tale. Și vreau să vă încurajez la lucrul ăsta. Rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu despre planurile voastre. Nu faceți planuri de parcă Dumnezeu n-ar exista. Nu vă trăiți viața de parcă Dumnezeu n-ar exista. Vorbiți cu Dumnezeu despre planurile voastre, pentru că vreau să spun ceva. El deja le știe. Dar vrea să-l audă din gura ta. Vrea să-l audă din gura mea. Vrea ca tu să vii și să zici, Doamne, uite ce aș dori.
Spune dorințele inimii tale care, repet, nu-i păcat să ai o dorință, o preferință, o voie în inima ta. Nu e o greșeală. Dumnezeu te-a creat cu libertate, cu inteligență și dorește ca tu să fii așa. Dar spune și lui Dumnezeu: Doamne, eu aș dori ca viața mea, ca viitorul meu, ca căsătoria mea, ca slujirea mea, ca cariera mea, ca orice vrei tu să fie așa. Spune-i lui Dumnezeu despre dorințele și planurile tale. Nu știu, poate ești căsătorit, poate unii sunteți căsătoriți sau... Vorbește cu soția ta, cu soțul tău despre asta. Îmi dau seama că în familie nu facem lucrul ăsta. Și vorbește cu Dumnezeu și împreună vorbiți cu Dumnezeu. Vorbim cu atâția, ascultăm podcasturi, ascultăm, citim cărțile de specialitate, cu Dumnezeu nu vorbim. Spune lui Dumnezeu: am dorit, Doamne, asta. Planifică cât de bine, fă-ți temele și roagă-te, spune-i. Și vedeți, exact asta au făcut oamenii din Fapte 1. Vă amintiți, în Fapte 1 se întâmplă ceva, din 12 apostoli rămân 11. Și ei știu că trebuie să iau o decizie și fac exact aceste două lucruri. Îngustează opțiunile, adică pun niște criterii, cine a fost cu noi de la început, și din mii de oameni rămân poate câțiva, doi, zice Biblia, și după ce au rămas la două opțiuni, ce au făcut? S-au rugat. Și au zis: Doamne, arată-ne pe care dintre aceștia i-ai ales tu. Asta trebuie să faci și tu. Planifică și roagă-te. Și în rugăciunea ta, 3. Cuvântul cheie e flexibilitate. Fii flexibil. Cineva zicea: ferice de cei flexibili, că ei nu se vor rupe. Nu are legătură cu forma fizică. Are legătură cu flexibilitatea vieții noastre. Știți de ce spun asta? Pentru că stau de vorbă cu tineri și vine câte unul și zice: no, frate, eu până la 22 de ani am să fac așa și când o să am 28 va fi așa și la 34 va fi așa și la 45 o să reușesc aia și la ce... Stop! Fii flexibil. S-ar putea ca Dumnezeu să aibă un alt plan. Și spune-i lucrul ăsta: Doamne, eu asta doresc. Dar dacă Tu dorești altceva, eu asta vreau, eu asta aș prefera, dar dacă Tu preferi altceva, drumul ăsta mi l-aș vedea eu, Doamne, dar dacă drumul Tău este alt drum, accept voia Ta și drumul Tău și planul Tău. De ce? De ce o să mă întrebi? Pentru că îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești planul. Pentru că iubești voia lui Dumnezeu mai mult decât îți iubești voia ta. Și trebuie să-i spui lui Dumnezeu acest lucru. Nu vă fixați anumite lucruri și neapărat așa trebuie să se întâmple, s-ar putea ca Dumnezeu să te ducă pe un alt drum. N-aș vrea ca să ajungeți peste 5 ani, peste 20 de ani, să vă găsesc undeva într-o biserică în Europa, întristat și supărat și în depresie că tu ți-ai fixat ceva mintea ta și lucrul ăla nu s-a întâmplat. Deși ți-ai făcut partea ta și străiești viața ta în mânie și în amărăciune și lăstar de amărăciune și supărat pe Dumnezeu și supărat pe toată lumea. Și s-ar putea ca Dumnezeu să zică: uite, ăsta e și drumul meu. S-ar putea ca Dumnezeu să zică: drumul meu e altul. Pregătește-te, roagă-te, fii flexibil. Ai răbdare. Dacă Dumnezeu te duce pe un alt drum, ai răbdare. Pune-te, rog, versetul meu acolo. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pași. Observați, vă rog, pluralul ăsta, pașii. E vorba despre niște pași. Dumnezeu zice: am un alt drum cu tine, dar acum fă pasul ăsta. Și dacă faci un pas, după ce îl faci, Dumnezeu zice: nu mai fă un pas. Și după ce mai faci un pas, Dumnezeu zice: nu mai fă un pas. Adică ai răbdare. Dumnezeu îți va descoperi voia Lui în timp. N-aștepta să știi toate lucrurile dintr-o dată. N-aștepta să vină Dumnezeu la tine cu o schiță, să zică: uite, așa va fi, așa vei face, acolo vei ajunge. Dumnezeu dorește ca să-ți descopere voia Lui în timp. De ce? Să te înveți să ai încredere în El, să te maturizezi, să dezvolte o relație cu tine, să-ți guverneze viața, să ai experiență cu El. Domnul îi îndreaptă pașii. Nu vei înțelege toate lucrurile dintr-o dată. Și apoi îți vei spune ceva: fii curajos. Dacă toată lumea s-a aștepta să mergi pe aici și Dumnezeu zice: va trebui să vii pe aici, și poate pe aici nu vine nimeni cu tine, și poate pe aici nu înțelege nimeni de ce o iei pe aici,
nu te speria, Dumnezeu vine cu tine pe aici. Și au fost multe momente în viața mea când Dumnezeu a zis, am un alt drum. Și oamenii n-au înțeles și oamenii nu m-au însoțit, dar Dumnezeu a fost cu mine. Fii curajos și mergi înainte. Pășește cu credință. Cu fiecare pas vei înțelege mai mult. Cum e Dumnezeu? E suveran. E stăpân peste toată viața ta. Succesul pentru El arată altfel. Și dacă pentru tine a arătat altfel de cum ai auzit în seara asta, șterge și recorectează-ți filozofia. Și să mai spun ceva, dacă ești în căutarea voii lui Dumnezeu, fă exact ce ți-am spus aici. Pentru că cel care coordonează viața ta e Dumnezeu. Eu vreau să închei cu afirmații și apoi ne vom ruga. Cea mai mare realizare a vieții tale nu este succesul planurilor vieții tale, ci salvarea propriei tale persoane. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești credincios, cea mai mare realizare nu este că vei ajunge la facultatea cu tare sau că vei reuși să faci nu știu ce. Cea mai mare realizare a ta este că tu ești salvat prin Iisus Hristos. Și asta deja ești. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să vă spun. Asta e fundalul pe care trebuie să vă pictați viața. Pe care trebuie să vă faceți planuri. Dacă ești creștin, Dumnezeu deja ți-a dat ce avea mai scump, ce avea mai valoros. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă nu vei reuși să intri la facultate la care vrei, înseamnă că dacă nu vei reuși poate să te căsătorești cu persoana cu care îți imaginezi tu acum, înseamnă că dacă nu vei reuși poate să faci o carieră unde te așteptai tu, s-ar putea ca viața ta să ia o întorsătură foarte, foarte dramatică. Ascultă-mă, n-ai niciun motiv să te panichezi și să te întristezi și să spui viața mea este o ratare completă. De ce? Ca și creștin, Dumnezeu deja ți-a dat tot ce avea mai scump să-ți dea. Iertarea păcatelor și te-a salvat prin Fiul lui Iisus Hristos. Înțelegi? Cea mai importantă alegere deja ai făcut-o. În CV-ul tău deja Dumnezeu a scris cel mai important lucru care se putea scrie, salvat și mântuit prin Hristos. Și de fapt nu noi îl implicăm pe Dumnezeu în planurile noastre, ci El ne-a implicat pe noi în planul Lui. Înțelegi? Pe fundalul ăsta zugrăvește-ți viața. Dumnezeu te-a salvat prin Hristos, prin viața Lui perfectă și prin moartea Lui înlocuitoare. Dar îți mai spun ceva astăzi. Dacă ești aici și ești fără Iisus și n-ai o relație cu Iisus, poți să realizezi cele mai extraordinare lucruri în viața ta. Pentru că la finalul vieții tale vei trage linia și toate vor valora zero. Înainte să vin ieri, a sunat cineva pe numărul bisericii. Dacă sunați pe numărul bisericii Lumină, răspund eu. Când răspund? Nu răspund mereu. Și ieri mă pregăteam să merg la biserică și sună cineva pe numărul bisericii și am avut gândul ăsta. Era târziu deja, era 6. Am avut gândul ăsta, răspunde. De obicei nu mai răspund după ora 3-4. Și sună cineva și spune, bună ziua, bună ziua, Biserica Lumina, da. Mă cheamă așa, sunt din orașul Cutare, aș dori să vorbesc cu cineva. Zic, care e problema? Deci în urmă cu un an de zile am avut un preinfarct. Și de atunci trăiesc în frică, trăiesc în îngrijorare, trăiesc în teamă, trăiesc în groază. A zis, mergi la biserică, la ce biserică mergi? Omul nu-i un om religios. Mi-a zis, a făcut multe păcate. Și am zis, omule, dacă nu l-ai pe Hristos în viața ta, care să-ți alunge frica de moarte, nimic nu-ți poate lunga frica aceasta. Dacă l-ai pe Hristos în viața ta, nu-ți mai este frică de moarte, dar de murit, vei muri într-o zi, știi, nu? Fie că vei muri la 80 de ani sau mâine, nimeni nu scapă de moarte. Și în fața morții este practic această singură întrebare, dacă l-ai avut pe Hristos sau nu.